ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Simpozion interconfesional, Biblia, cuvânt sau cuvinte. La Bacău se repară avioanele F-16. Extinderea sistemului de alimentare cu apă la Gura Văii. Compania Aerostar a semnat un contract de colaborare alături de compania Derco Airspace, parte a grup Lockheed Martin. Contractul are ca obiect transferul tehnologic pentru reparațiile de nivel D ale echipamentului avionului F-16. De peste 40 de ani, Derco oferă suport logistic și tehnic pentru aeronavele cu aripi fixe. Derco sprijină eforturile militare globale în 65 de țări și menține unul din cele mai mari și mai diversificate stocuri de piese de schimb pentru avioane, pentru toate avioanele din lume, inclusiv peste 20.000 de piese unice în stoc. Astăzi am semnat un contract de cooperare cu Lockheed Martin, de fapt cu compania Sikorsky Derco a Lockheed Martin, contract care marchează încă un pas pe linia investițiilor în dezvoltarea capabilităților pentru avionul F-16 în România și, desigur, nu ne propunem ca împreună cu Lockheed Martin să facem atât. Vrem să contribuim cu suportul nostru de tehnologic, învățând de la partenerii noștri, la menținerea și dezvoltarea capacităților industriale care sunt în slujba forțelor armate române și a NATO. Am rămas impresionat de alonja acestei companii și vreau să vă spun că îndrăznesc să cred că parteneriatul, contractul de transfer de tehnologie semnat astăzi, este în bună măsură și confirmarea sau dovada că parteneriatul strategic convenit cu Statele Unite ale Americii și pe care îl dezvoltăm, România îl dezvoltă de 25 de ani, produce și rezultate concrete și inclusiv locuri de muncă noi aici la Aerostar, pentru că vor fi locuri de muncă noi. Vreau să vă asigur și să-i asigur pe toți cei prezenți că Guvernul României privește cu foarte mare responsabilitate dezvoltarea industriei de apărare națională și în particular cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu suntem consecvenți cu toate planurile de dotare cu echipamente și tehnică militară modernă atât a armatei cât și a forțelor aeriene române și credem că acest contract semnat astăzi va conduce la sporirea rezilienței Aerostar Bacău și, de ce nu, la îmbogățirea know-how-ului acestei companii, care este, și îmi place să spun acest lucru, un hub industrial al județului Bacău. Sunt ferm convinsă că este un prim pas și pentru alte proiecte care vor urma foarte curând și sunt mândră că aceste lucruri se întâmplă la Bacău și Aerostarul ne face cinste, ne-a făcut întotdeauna cinste și va continua să ne facă cinste. La eveniment a fost prezent secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Sunt foarte bucuros să asist la un alt moment de consolidare a parteneriatului de Lockheed Martin și Aerostar între Derco, o subsidiară a Lockheed Martin. Și la NATO suntem foarte interesați să realizăm două lucruri simultan. Unu, să extindem baza industrială de apărare la nivelul tuturor țărilor din NATO. Și pentru asta am adoptat la Vilnius un plan de acțiune pentru producție industrială, militară, pe care sper ca și țara mea, România, să beneficieze din plin. Iar a doua componentă de care mă ocup nemijlocit este aceea de a crea un ecosistem de inovare pentru industrii cu dublă utilizare civilă și militară, în care de asemenea doresc foarte mult ca țări mai nou venite în alianță, inclusiv zona noastră și România, să poată fructifica. Eu cred că ceea ce ne face să fim încrezători în viitorul industriei de apărare și de dublă întreprinzare în România este că Aerostar a reușit. Este o companie de elită, un colectiv de elită și cred că ceea ce au făcut și alți aliați, cum e cazul Poloniei, cred că Aerostarul este un punct de sprijin obligatoriu pentru un mare cluster de industrie aeronautică și aerospațială. Aici, evident, și experiența din zona Brașov-Ghimbav, de la București, de la Craiova,
Credem că acest lucru poate să devină o parte a renașterii industriei de apărare românești. Și încă o dată vreau să felicit conducerea și toți salariații, și toți inginerii, și toți muncitorii de aici, de la Aerostar, pentru că știu că nu a fost ușor să rezistați în acești ani. Sunt foarte optimist cu privire la anii care vin și sper din toată inima să vedem aici, în Bacău, în jurul Aerostarului, crescând acest hub, acest cluster de industrie aerospațială de vârf, și cred că suntem aici de-abia la începutul unui drum și mai frumos pentru această companie de vârf a României și a NATO. La finalul evenimentului, Mircea Joana a vizitat baza 95 aeriană, erou capitan aviator Alexandru Șervănescu din Bacău. Zilele acestea se montează scena din piațeta Catedralei din Onești. Anul acesta, la inițiativa primarului Oneștiului, Victor Laurențiu Neghina, a fost inițiat și votat aleși locali un proiect de hotărâre ce viza achiziționarea unei scene. Practic, pentru a nu mai cheltui bani din bugetul local, a fost achiziționată o scenă cu dimensiuni extrem de generoase pentru desfășurarea de evenimente în municipiul Onești. Zilele trecute a început montarea acesteia chiar în fața Casei de Cultură pentru evenimentele culturale ce urmează a fi desfășurate anul acesta. Centrul de Cultură George Apostol a organizat simpozionul interconfesional Biblia, Cuvânt sau Cuvinte. Astfel, vineri 17 noiembrie de la ora 14 la Muzeul de Artă Contemporană George Apostol din Bacău a fost organizat un eveniment în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu Protoieria Bacău, cu Episcopia Romano-Catolică din Dieceza de Iași, Decanatul de Bacău, Federația Biblică Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene din România, Biserica Creștină Baptistă Bethel, Biserica Pentecostală, Biserica Adventistă de ziua 7-a, Biserica Creștină după Evanghelie și Comunitatea Evreilor din Bacău. De altfel, evenimentul se află la cea de-a doua ediție, primul având loc la Comănești. După un debut în forță la Comănești, acest simpozion interconfesional, iată că suntem la etapa a doua, ca să zicem așa, un nou simpozion de data aceasta în Bacău. Da, este o nouă ediție, aș putea spune, al acestui simpozion dedicat Bibliei. Este o inițiativă care, să spunem, însuflețește cuvântul lui Dumnezeu în zona laică. Este un eveniment a cărei apartenență, să spunem, aparține Bisericii Universale, Bisericii Catolice, Bisericii Ortodoxe, tuturor celor care au răspuns astăzi acestui eveniment și iată sunt suficiente motive pentru care ar trebui să fim mulțumiți de acest eveniment. Pentru că la aceeași masă a dialogului despre Cuvântul lui Dumnezeu au răspuns atâtea culte religioase din județul Bacău. Urma să-i menționăm așa Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Bacău, Episcopia Romano-Catolică din Dieceza Iași, Decanatul Romano-Catolic de Bacău, Federația Biblică Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene, Comunitatea Evreilor, Biserica Adventistă, Biserica Creștină Baptistă, Biserica Pentecostală și Biserica Creștină după Evanghelie. Profit de afișul din spate. Da, da, aș putea spune că la acest moment au venit cam toți reprezentanții cultelor religioase din municipiul Bacău, au răspuns unui astfel de eveniment, tocmai pentru că există această lipsă de dialog, de comunicare, de dezbatere interconfesional. Am observat acest lucru și probabil împreună cu preoții cu care am discutat și am pornit acea inițiativă la Comănești, am zis că este foarte bine, măcar în zona asta a Moldovei, să încercăm să deschidem ochii, în primul rând, tuturor celor care doresc să comunice și să își dea seama că din Biblie poți să te inspiri, să faci fapte, în primul rând, bune, să-ți iubești aproapele, și de ce nu să trăiești viața așa cum este ea, administrativ, laical, spiritual, așa cum ți-a lăsat-o Dumnezeu pe pământ. Am remarcat și de data aceasta, la această ediție a doua, așa cum ați spus dumneavoastră, invitați de marcă, invitați dragi, că sunt prezenți și la ediția a doua. Da, sunt invitați deosebiți, sunt oameni care în primul rând au făcut studii biblice, vorbim aici de preoți care au venit, iată, nu numai de aici, au venit de la Roman, de la Iași. De asemenea, sunt profesori universitari care toată viața s-au dedicat literaturii și astăzi au deschis, să spunem, apetitul literar în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu și traducerea oarecum critică, așa cum s-a exprimat la începutul evenimentului a Bibliei. Sunt oameni iubitori de cultură, sunt iubitori de cuvânt,
de dialog, în primul rând, pentru că asta ne-am dorit astăzi în acest eveniment. Felicitări pentru implicare. Astăzi sunteți în calitate de subprefect al județului Bacău, prezent la eveniment. Salutare, eveniment! Mulțumesc că este o idee, o inițiativă poate care a plecat nu neapărat de la mine personal, dar împreună cu o echipă am reușit să dezvoltăm această dezbatere interconfesională și sperăm să nu fie ultima. Îmi doresc foarte mult ca la masa discuțiilor să ia parte nu numai decidenții, să spunem, bisericii, cultelor, ci și decidenții politici, de ce nu? Pentru că dacă noi am reușit astăzi să adunăm la aceeași dezbatere reprezentanța ai tuturor cultelor religioase, oare de ce nu și în politică nu se poate întâmpla același lucru? Ca toți reprezentanții partidelor politice să fie la aceeași masă și să vorbească despre binele comun. În condițiile în care comuna Gura-Văi se număra printre localitățile care se chinuia să aibă un sistem de alimentare cu apă, iată că prin efortul și implicarea primarului Silviu Tinei, acum la Gura-Văi se vorbește despre extinderea proiectului de alimentare cu apă, iar edilul șef al comunei și-a fixat ca obiectiv ca la finalul mandatului toți locuitorii să aibă apă la robinete. Când am preluat mandatul, corect, pe 27 octombrie, am făcut 3 ani de mandat acum, o să aminte acum, aveam 480 de beneficiari ai sistemului de apă potabilă. Astăzi avem undeva la 1200 de contracte semnate. Deci cât? 400? De 3 ori mai mult. 480, aproape de 500 să spunem, acum avem 1200, 700 au crescut. Da. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că un număr mare de oameni, cum au reacționat bătrânii? Pentru că, știți cum e, tinerii vedeam deseori pe ulițele satului cărând apă. Și apa e cu, la Gura-Văi e cu probleme, apa e la mare adâncime și așa mai departe. Cum au reacționat bătrânii? Că tinerii cred că sigur s-au bucurat, că mașini de spălat, mai sunt și ei oameni. Cum au reacționat bătrânii când au dat drumul la robinet și țâșnea apa din perete? Sunt persoane vârstnice la care intru în curte și mi-arată cu extrem de mare mândrie că și-au făcut un robinet de la micuț în curte și îmi învârt ei de robinet și spun, uite, curge apă. Nu trebuie să mai dau 30 de lei la o căruță să-mi aduc apă de la fântână mai multă ca să am pe o săptămână. Și am reușit cu greu să le spun cât costă apa. Apa la Gura-Văi e 6 lei metru cub. A fost greu să le explic că nu înțelegeau cum să fie doar 6 lei 1000 de litri când ei plăteau și 30, 40, 50 de lei pe 2, 3, 4, 5 găleți de apă. La vecinii mai tineri, mai sprinteni. Am înțeles. Și ați mai distrus niște mici afaceri, ca să zicem așa. Glumesc acum, vă dați seama. Bătrânii sunt cei mai încântați. Dar și tinerii, mai avem, cei care au copii mici. Mai avem de muncă și le-am promis tuturor că în acest mandat vor avea acces la apă potabilă din sistem centralizat, apă analizată din punct de vedere sanitar și care corespunde cerințelor de calitate. Cred că e un mare pas pentru Comuna Gura-Văi, infrastructura de apă potabilă să fie realizată până la finalul acestui mandat. De altfel, asta a fost și promisiunea mea. Suntem pe calea cea bună, continuăm cu investițiile în apă, chiar astăzi și ieri s-au făcut branșări în Păltinata și promisiunea rămâne în picioare, fiecare om va avea acces la apă potabilă până la finalul mandatului. A fost un proiect greu, un proiect model laser, mi-ați spus. Așa, un proiect care nu părea să aibă sorți de izbândă. Așa este. Eu nu credeam. La vremea respectivă, discutând și cu colegii în aparat de specialitate, care nici ei nu știau prea bine proiectul, pentru că a fost un proiect făcut mai pe ascuns, așa, nu prea știu nimeni din primărie de el, când ceream lămuriri, nu știm, fostul primar a hotărât, el a decis, noi nu prea am avut acces. Și nu mare ne-a fost mirarea când v-am spus, trebuia să săpăm după conductă pe partea stângă a drumului județean și o găseam taman pe partea dreaptă a drumului județean. Ulterior am descoperit dispoziții de șantier, a trebuit să reconstituim și cartea tehnică. A fost un proiect care mi-a mâncat 5 ani din viață. Dar aveți apă. Asta e finalul, asta e ceea ce se vede. Bine, munca din spate nu. Apă în 5 sate, asta da, dar munca din spate lui nu cred că o știe nimeni.
Știți ce vreau să vă zic? Nu vreau să fiu răutăcioasă. Sunt puține localități la această oră în județul Bacău care nu au apă în comun. Iar comuna Gura Văii, cu părere de rău spun, se număra printre acestea. Ați depășit, ați urcat la nivelul următor. Sunteți comuna care are apă și nu doar atât, ați semnat un contract și pe extindere de apă. Atenție! Avem și niște fotografii și o să rog colegul să le ruleze puțin. Sunt combinate un pic, sunt de la momentul în care ați semnat contractul la Ministerul Dezvoltării de Extindere, o să rog să lăsăm așa imaginile. A fost un proiect așteptat? Cum a fost? Povestiți-ne un pic, că de acum, dacă tot suntem așa la firul istoric al poveștii cu apă. Proiectul de care am vorbit mai devreme, evident, avea și unele lacune. Nu ajungea în toate zonele din comuna Gura Văii. Nu ajungea peste tot, nu acoperea întreaga suprafață. Mi-am dat seama de lucrul acesta în anul 2021, când făceam expertiza pe drumuri, pe conducte, și am decis împreună cu colegii în aparatul de specialitate să asigurăm acces la apă potabilă pentru ultimul cetățean din comuna Gura Văii printr-un proiect de extindere. M-am orientat puțin la ce se va finanța în viitor, ce spune Uniunea Europeană prin directivele ei, și apa și canalizarea au avut o prioritate în finanțare. Veste bună pentru oneștenii care locuiesc în imediata vecinătate a Casei de Cultură din Onești. În cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a vorbit pe larg despre subiect, astfel am aflat când va fi și momentul final de inaugurare a lucrărilor. E la un pas de finalizare, ca să zic așa. E la un pas. Eu estimez că finalul lunii noiembrie, așa cum am promis, ne vom putea plimba pe aleile Piațetei mai repede. Ne vom plimba prin parc. Și pe asfaltul. Am pregătit imagini, ați spus dumneavoastră câteva imagini foarte frumoase cu Piațeta Casei de Cultură. Într-adevăr, încă mai e de lucru. Acum, știți cum este, nimic nu s-a făcut peste noapte și nici cu o baghetă magică schimbăm totul dintr-o dată. Nu, da, bun. Imaginile care au apărut prima dată au mai suferit modificări, vă spuneam și înainte de emisiune, și legat de fântâni și de... Cum arată acum, la ora asta, de sus arată foarte, foarte bine și o să rog colegii, uitați. Asta era deja numai de actualitate imaginea. Zona asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în 3 săptămâni sper eu să avem și gazonul montat. Pavaj, alei. Aici deja suntem în piațeta din fața catedralei și a Casei de Cultură. Două fântâni. Utilaje multe, se lucrează, echipe puternice, am văzut în permanență. Acum trebuie să le lăudăm și constructorii, că au fost pe metereze, au lucrat cot la cot cu muncitorii. Da, asta este. Unul dintre constructori, unii dintre acționarii care lucrează aici. Chiar acum îl întrebam înainte, doarme, se trezește, stă de dimineață până seara în șantier. Uitați cum arată. Deci deja fața este altfel. Estimăm noi că în 3 săptămâni maxim aici vom parca mașini. Da. Și de asemenea tot în 3 săptămâni și zona parcului, zona verde, va avea inclusiv gazonul montat. Foarte frumos. Va fi ceva de vis, ca să zicem așa. În paralel vom intra și în curtea catedralei, vom aloca fonduri la ședință, vom avea o extraordinară luni și vom aloca bugetul. Am făcut calculele, am mai tăiat din estimările inițiale, dar vom face să iasă treaba ca bună. La carte, să aibă continuitate, să aibă o legătură, par un întreg cu zona pieții. Acum știți cum i-au apărut deja primii cârcotași care m-au și întrebat și au zis, bun, foarte frumos să va fi, că lumea vede, că deja conturează frumos. Dar, dule, piața ce în jurul catedralei arată cam... Nu, se vor da toate gardurile jos și va fi deschis un întreg. Totul? Totul va fi deschis, va fi un părculeț în lateral, în partea stângă a catedralei, va fi un părculeț la fel amenajat cu bănci, cu zonă verde, cu alei, o zonă de promenadă și în lateral la
catedralei, iar în față va fi amenajat cu pavaj, cu în același ton cu zona piațetei. Cu tot ce este făcut. Nu se va cunoaște ruptura dintre curtea. Am înțeles, să nu fie o ruptură de stil, pentru că oricum materialele sunt scumpe, nu sunt chiar la sunt materiale scumpe, da, dar vor fi în aceleași materiale, vor fi și în... Și cu bani asta de la bugetul local. Cu bani de la bugetul local. Ok, o să rog colegul Am făcut calculele, voi propune în ședința de luni, va fi o ședință extraordinară luni, voi propune Consiliul Local această finanțare pentru culte. Cererea a existat și la prima rundă de finanțări, doar că la momentul ăla nu știam cum va arăta, pentru că v-am spus, în timp au mai suferit în funcție de ce s-a găsit pe sub pământ, ce nu se știa, au mai suferit modificări și de asta am lăsat-o să avansăm, să știm cam care este forma finală. Am înțeles. Au fost mai multe dispoziții de șantier și s-au mai schimbat, dar acum știm exact forma finală și va avea o continuitate frumoasă. Pentru cei care au uitat, că eu am căutat fotografiile, am găsit la colegii mei, la 1 pe Trotuș, parcă am găsit fotografiile postate inițial de dumneavoastră, o să rog colegul să dea drumul, așa ca să ne aducem aminte că vedem că e urât. V-am spus, au suferit oarecare modificări, dar în linii mari arată multe, într-un fel. Multe spații verzi au fost ridicate în jardiniere pentru că zona respectivă va fi... Se vor organiza și spectacole și să ferească cumva corect. Zonele de... Deci va fi fântâna, rămâne fântâna din... Va fi o fântână peziană în jos, da. Da, și un luciu de apă, acel luciu de apă nu va mai fi luciu de apă, vrem să fie... Îmi doresc și am propus proiectantului și constructorului să vină cu niște modificări, să putem pune și pești, să încălzim apa. Foarte să tare! Să poate trăie supraviețuie. Locul de joacă rămâne. Va fi locul de joacă, dar v-am spus, vor fi unele modificări, dar... Am înțeles. Asta este tot la fel. Rămâne genul acesta de fântână? Da, va fi o fântână arteziană care din pardoseală. Am înțeles. Și un luciu de apă care cu va fi cu pești în el, așa îmi doresc eu. Am înțeles. Amfiteatru? Cu pești colorați. Amfiteatru este. Da, este aici, l-am văzut. V-am zis eu inițial, bine, așa mi-a întrebat și lumea, am zis că e bazin de nu. Cu pești. Va fi un fel de amfiteatru. Oarecum au anticipat, ca să zicem așa. Da. Mulțumesc frumos pentru imagini. Deci mai e puțin, mai e un pic. Mai e un pic. Chiar un pic mai este. Slavă lui Dumnezeu, se vede lumina de la capătul tunelului. Revelionul vom face în piața Casei de Cultură cu ajutorul lui Dumnezeu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 23 noiembrie, cerul va fi unul noros, maxima zilei ajunge până la valori de 8 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 2 grade Celsius. Vineri 24 noiembrie, cerul se menține în cea mai mare parte noros, sunt posibile să apare izolat averse de ploaie, maxima zilei urcă până la 10 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.